Da, într-adevăr, am primit două goluri foarte repede și când, chiar dacă aveau ei posesia în prima repriză, eu zic că controlam jocul, nu au avut așa mari ocazii. Noi la 1-0 am avut două ocazii foarte mari, nu știu cum n-a intrat mingea în poartă. Este o înfrângere dureroasă pentru noi, dar trebuie să ridicăm capul, ne așteaptă următoarea Craiova și un meci poate mai dificil, dar noi acum trebuie să acumulăm puncte, suntem într-o situație dificilă. Ce nu merge la voi, că nu vă mai regăsiți de câteva etape în 2023? Nu aveți Da, într-adevăr, nu avem niciun punct. Am prins o serie foarte proastă și am pierdut practic toate meciurile la limite, în afară de Rapidul, de am fost inexistent. Vă vedeam cum puteți intra în zona aia periculoasă acolo? Păi deja am intrat. Ce să ne fie? Am intrat acolo? Da, nu știu. Nu știu, sincer, dacă n-am luat niciun punct. Da, și mai ales că se împart punctele și va fi o bătălie pentru retrogradare până la ultima etapă. Crezi că se va lua o decizie la nivelul staffului tehnic? Pentru că știi că atunci când se leagă eșecurile, primul care plătește e antrenorul. Da, într-adevăr, fotbal e organizat așa că antrenorul răspunde de rezultate, dar eu cred că responsabilitatea e a noastră, pentru că fix cu același antrenor am avut rezultate foarte bune anul trecut, chiar și în prima parte a sezonului. Trebuie să ne scuturăm, să strângem rândurile. Noi avem încredere în mister. Mister, eu sunt sigur că are încredere în noi și cap sus și să ne pregătim de următorul meci. După meciul anterior cu FCSB, ai șocat prin acea imagine de după meci la intrarea criminală a Jumal. Între timp te-a sunat, ați vorbit, scuze. Nu am nevoie de scuze lui, dar nimeni n-a sunat. Foarte bine că am scăpat cu bine și cum ați văzut, am jucat azi. Timpul și stafful nostru medical au făcut ca eu să arăt bine în fața dumneavoastră. Aici dacă ceva vreun control de specialitate? Nu, doar medicii din echipă. Ești de acord cu ce au declarat și de la CSU Universitatea aseară? Că Juman nu trebuia să joace? Să primească roșu la intrarea aia? Nu știu, ați văzut că toată lumea a zis că a fost de roșu și din păcate la noi nu există nicio comisie care să schimbe decizia, la fel ca și în situația când a jucat Botoșani cu Utarad, s-a văzut că adversarul l-a scuipat în față, ce e inadmisibil pentru jucătorii care jucăm toți în același campionat, plecăm toți împreună în cantonament. Anul ăsta patru echipe am plecat împreună, eram toți ca frații, dar pe teren n-ai voie să faci așa ceva și mie, sincer, îmi pare rău. Știu că în multe campionate există așa decizii, chiar dacă a dat galben sau a avut... După aia comisie și astea sunt niște faulturi inadmisibile și mie mi-a părut rău că au trecut așa ușor peste asta. A fost să fi așteptat la o altfel de reacție din partea celor de la FCSB? Poate regrete exprimate sau... Nu m-am așteptat. Tu ai fost frustrant că l-ai văzut jucând aseară? Nu, eu n-am avut nicio treabă. Sincer, am privit meciul. Asta e... El și-a cerut scuze, am înțeles pe Facebook sau în rețele de socializare. Da, eu n-am nicio treabă, eu nu vreau să fie, dar mie mi se pare că trebuie să fie o dreptate, trebuie să fie un lucru corect ca el să fie eliminat.